Timp pentru înțelegere și timp pentru schimbare. 2024, alături de mine, doamna conferențiar universitar Delia Suiogan. Doamna Delia, vremea nu trece la fel pentru fiecare dintre noi. Pentru unii vremea a trecut, pentru alții vremea înseamnă o altă perspectivă la care să spere în ziua de mâine. Alții au încremenit în vreme, pentru alții vremea înseamnă, nici ei nu mai știu ce înseamnă, lumea e derutată. Așa este. E derutată, în primul rând, pentru că s-a însingurat. Însingurarea este marea boală a secolului 20 deja, dar ea se prelungește, iată, în secolul 21. Da? Nu neapărat că suntem singuri, că suntem în lume, dar suntem însingurați și o facem voit de cele mai multe ori. Da? De aceea, de multe ori, de fapt, noi nu asumăm vremea. Ieșim din vreme prin această însingurare. Da? De aici și marile tragedii. Și să știți că, din păcate, tinerii sunt în primul rând. Ei care ar trebui să aibă vremea începutului în față, a deschiderii, a speranței, nu? Ei, pentru că li s-au pus tot felul de etichete. Să știți că nu sunt ei vinovați, ci de multe ori suntem noi cei vinovați, cei Poate mari. și tehnologia Și îi tehnologia, singurează. absolut. Dar și cu tehnologia asta, tot noi am învățat de copii. I-am pus în fața calculatorului, a telefonului, a televizorului și le-am zis, hai, ca să am și eu un pic de liniște, stai tu frumos acolo. Le-am dat de mâncare acolo, să nu cumva să-i obișnuim cu acel tipar cu care eram noi obișnuiți. La masă toată lumea vine, se așează în jurul mesei, nimeni nu se ridică până nu se ridică ultimul de la masă, nu? Exista un tipar. Mai este tiparul acela? Nu prea Nu mai este. Fiecare mănâncă când cred. ajunge acasă, Asta este. Nu nici cred. măcar sâmbătă, duminica, când toată Da, lumea dar e. nici măcar în Dar nici, marile sau la sărbători. marile Nici sărbători, măcar deși atunci. spune că atunci se întâlnește familia, Așa ar se trebui. reunește Da. familia, e timpul Da. sărbătorii. Da, dar vedeți, lucrurile astea se învață din copilărie. Da? Bineînțeles că el, copilul, va crește și va purta cu el un model. E modelul părinților, e modelul societății în care trăiește, nu? Și atunci nu le punem noi etichete de tipul A, cu generația asta ne ducem cu toții de râpă. Pe mine mă deranjează lucrurile astea, pentru că lucrez cu ei și văd cât sunt de buni. Au un fond extraordinar, pe care noi nu știm să-l folosim la maxim. Iar cea mai mare greșeală este această etichetă pe care le punem și generalizăm. Să fim serioși, și în generațiile noastre au existat oameni care nu s-au adaptat și care n-au putut să țină pasul, nu? La fel este și acum. Spuneam că vremurile sunt altfel pentru Absolut, fiecare. da? Dar depinde de noi și eu văd mulți tineri care se recuperează. Recuperează acea parte pe care au pierdut-o Ce prin le niște lipsește? Ce modele. au pierdut? Modelele. Modelele le-au pierdut, să știți. Le pune modele false în față. Nu mai avem modele? Ele au mai Avem fost pe aici, pe acolo. contramodele? Da. Da, probabil astea le promovăm. Asta e. Le promovăm și le creăm modele false și atunci ei n-au ce face. Ei trebuie să creadă în noi, cei care ne erijăm în cei care deținem adevărul, nu? Deținem o cunoaștere superioară, nu? E ca în basme. Dacă împăratul și împărăteasa nu știu cum să-și crească copiii pentru a deveni la rândul împărați și împărătese, Da. nu? Împărăția va ajunge de râpă, nu? Ce vă spun tinerii când stați de vorbă așa, nu despre etnologie, nu despre etnografie, când stați de vorbă de la suflet la suflet cu
studenții? Să știți că nu prea au curajul să vorbească, din păcate. Sunt foarte închiși în ei, da? Însă, încet, încet, cam într-un an de zile, se deschid. Și întotdeauna mi-au spus că le lipsește această încredere. Încredere în ei înșiși, dar și încrederea venită spre ei înșiși. Și datorită acestei lipse de încredere, ei ori preferă să nu facă nimic, da? Și produc acea stagnare, care e foarte grea. Decidă, da. E foarte grea de dus în spate. Da? Sau fac ei ce cred și se revoltă oarecum împotriva noastră și apar tot felul de războaie între generații. Nu? Conflictul între generații a existat dintotdeauna. Dintotdeauna, dar eu nu cred că este de netrecut. Eu nici nu i-aș spune conflict. Sunt diferențe de păreri, de opinii. Să știți de că azi e un pic conflict devenit. Da? E un pic conflict devenit pentru că de multe ori, vedeți, când au fost copii, am vrut să le fim prieteni. Am uitat să le fim părinți. Da? Eu observ asta la mulți copii și la mulți părinți. Eu nu îi zic nu, eu iau ce-și dorește, eu nu îl cert pentru că sunt el copilul cel mai bun, da, sunt prietenul lui cel mai bun. Și tolerez orice, da. Și iert orice. Absolut. E acea toleranță radicală care naște monștri în orice situație. Nu? Când încep ei să-și arate puterea, nu le mai place părinților acest lucru. Nu? Și atunci, în loc să-i fie atunci prieten, pentru că atunci are nevoie de prieteni adevărați, nu? Atunci se descoperă că ar fi trebuit să fie părinte. Și începe acest conflict, de fapt. Da? Când vezi că copilul tău renunță la orice școală, nu vrea să muncească, își cere bani, își cere mașină, își cere casă. Nu le-ai ține seama de părerile tale? Absolut. Da. Atunci tu deja începi să te revolți. Dar de fapt trebuie să te revolți pe tine. Spuneam, da? Că este timp pentru înțelegere și schimbare. Da. Rapiditatea cu care evoluează. Vedeți că noi am mai vorbit, cred că, într-o emisiune despre frică. Fricile oamenilor de demult erau cu totul altele. Sigur. Fricile de astăzi sunt de cu totul altă natură. Sigur. Da. Frica omului tradițional era generată de ieșirea din starea de echilibru. Da? El trebuia să rămână în stare de echilibru. Da? Și trebuia să își găsească echilibru și cu sine, dar și cu ceilalți, pentru că omul mediilor tradiționale niciodată n-a fost singur. Când a fost el mai singur, n-a fost niciodată singur. Pentru că el știa să trăiască și în natură, nu doar între oameni, nu? Și să-și găsească acel punct de echilibru în imaginar, în imaginat și dialoga. Nu era atâta singurătate. Nu era atâta singurătate. Da? În schimb, astăzi, aceiași oameni care cândva își găseau acest echilibru, nu-și mai găsesc. M-au părăsit. Auzim foarte des la bătrânii satului de azi. M-au uitat, m-au părăsit. Da? Nu mă respectă. Mi-aduc nu bani. Mă caută nimeni. Da, spunea o bătrână. Mi-aduc bani, domnul, că uite ce casă mare mi-am făcut. Dar eu sunt singură. Da? Vedeți? De fapt, acolo e un întreg haos. Nu mai este echilibrul acela de care vorbeam. În așa zisa bogăție pe care eu ofer din exterior, da? E un mare haos. El nu se regăsește în asta. El are nevoie de tine, nu? Are nevoie nu neapărat fizic, da? Dar să simtă că ești încă partea unui dialog cu el. Este exact așa cum simt copiii. Absolut. Nevoia și lipsa părinților. Nu? Da? Vedeți, înainte vreme, la toate deceurile li se dădeau niște răspunsuri. Mama, tata, bunicul, bunica erau aproape copilului și îi dădeau răspunsuri.
Astăzi își spun copiii întrebări și pentru că nu mai au cine să-i audă, nu mai au răspunsuri. Sau primesc răspunsuri greșite. Sau primesc răspunsuri greșite de la desene animate cu o violență de nedescris, cu niște fizionomii de personaje care anulează percepția frumosului. Deci ei nu mai știu să vadă frumosul. Da? Nu-și mai creează așteptarea frumosului. Pentru ei zgomotul, eu știu, urâțenia unei fețe din acelea, eu nu mă pot uita la desenele lor animate. Efectiv, nu rezist o jumătate de oră și la un desen animat. Și le preferă bazmelor. Absolut. Dacă le spui bazme, la prima lectură se plictisesc, adorm și nu știu ce. Acum basmele chiar au devenit de adormit copiii, da, pe da, când da. Înainte vreme basmele erau literatura gnomică, acea literatura cunoașterii. Dar suntem în interiorul unei schimbări pe care, dacă ne-o asumăm și o înțelegem, eu sunt convinsă că vom regăsi echilibru, pentru că, știți, românul a avut întotdeauna puterea de a se recupera, de a se regăsi pe sine. Și nu cred eu că românul de azi nu poate să o facă. Da? Știți cum e? Am stat de vorbă cu multă lume care face cercetare din acest punct de vedere și vorbeau despre întoarcerea spre pământ, întoarcerea la origini, întoarcerea acolo unde căutăm echilibru, unde căutăm liniștea, unde căutăm armonia. Ne-am pierdut umanitatea? Nu, nu ne-am pierdut umanitatea, dar am uitat să ne iubim semenul. Da? Iubește-te pe tine ca pe celălalt. Iubește pe celălalt ca pe tine însuți. Și invers. Da? Și invers. Absolut. Da? Dar trebuie neapărat să-l iubești și pe celălalt, dar să te iubești și pe tine. Da? Pentru că dacă nu te iubești pe tine, n-ai cum să-l iubești pe celălalt. Nu? Iubirea nu înseamnă, eu știu, acea falsă identitate creată. Da? Să te iubești pe tine înseamnă să rămâi în echilibru cu tine, pentru că iubirea înseamnă să te cunoști. Nu? Doar atunci ajungi la iubire. Dacă tu îți creezi false identități, aia nu înseamnă că te iubești. Aia înseamnă că vrei să pari cu totul altcineva și ți-ai asumat doar masca aceea. Te-ai identificat cu masca aceea și nu mai ești capabil să porți adevărata ta față. Am pornit de la sărbătorile acestea cu care am terminat anul și am început anul. Cum se regăsesc, cum trăiesc tinerii sărbătoarea religioasă? Cum o înțeleg, cum o percep? Vorbim aici și despre calendarul atât de frumos al obiceiurilor și de iarnă și de primăvară. Noi am vorbit de multe ori despre obiceiuri. Făceau în luna ianuarie, este o lună tristă? Nu. Din perspectiva... Eu îmi spun că e o lună tristă. Mie nu mi se pare o lună tristă. Nu. Are atâtea sărbători în ea. Sigur. Nu este... Cei care spun că e tristă spun că am rămas fără bani și am cumpărat prea multe cadouri și am rămas fără bani. Cei care nu ne raportăm la bani și la material vom recunoaște de fapt că ianuarie este o lună bună, benefică. Este luna în care ne asumăm începutul. Suntem tineri, suntem în forță, suntem puternici și putem visa, putem spera în lucruri mai bune și acolo, în această lună, ar trebui să ne construim fundația pentru noua casă a anului care a început. Da? Uite, stăteam și mă gândeam că inclusiv, uite, marele cercetător Ion Ghinoiu, dar și oameni care privesc altfel omul și timpul, vorbeau despre ținutul acela dacic, de unde se pare că va începe reconstituirea noii civilizații. Credeți în asta? Da, cred. Cred în regenerare, în primul rând. Da?
Și da, ca întotdeauna lucrurile bune au început dintr-un singur loc. S-a creat un centru tare din care s-au creat acele cercuri concentrice de tip spirală, nu? Și care apoi au produs extinderea binelui și frumosului peste tot. Da? Cred că tinerii de astăzi vor putea să genereze o astfel de regenerare. Da? Pentru că mă întrebați cum se raportează ei la sărbătoare. Să știți că nu mai sunt aceiași tineri care de sărbători se duc neapărat în discoteci. Din ce în ce mai mulți tineri renunță la astfel de manifestări. Nu zic că nu sunt, că toată pădurea are uscăturile ei. Depinde de pădure, că uneori e cu mai multe uscături. Da? Dar nu trebuie să generalizăm. Da. Dar văd din ce în ce mai mulți tineri care măcar sunt dornici să știe de ce trebuie postit, ce înseamnă postul. Să știți că am niște discuții extraordinare. Și, sunt curioși? Da, sunt foarte curioși și la sfârșitul fiecărui curs îmi pun întrebări despre sărbătoarea zilei sau sărbătoarea din apropierea zilei respective și sunt curios să afle sensurile acestea. În momentul în care o generație începe să caute sensul, e semn de bine. Și dacă în satul românesc am spus că de prin 2015 s-a observat o schimbare și pașii sunt mici, dar sunt, da? Să știți că și în generația de astăzi se observă o deschidere din ce în ce mai mare spre a cunoaște adevăratul sens al lumii în care ei trăiesc. Da? M-am dus, cred că v-am mai spus asta, sunt uneori invitată să țin niște cursuri sau vin ei la noi la facultate în niște workshop-uri. Da? Dacă la început tinerii erau așa, am venit și noi, dacă ne-au adus învățătorii, știți cât de curioși sunt acum? Vin, am adus o meșteriță, da? Și torcea și cosea. Au vrut să pună ei mâna pe fus, nu au stat doar să privească. Au pipăit lâna și au pus întrebări. Deci, pentru mine asta e un semn de schimbare în bine. Eu știu un cadru didactic care spune nimic nu se impune, dar se recomandă. Dar se recomandă, așa este. Trebuie să le recomandăm. Da. Da, trebuie să le oferim modelul pentru și în primul rând trebuie să fim noi modele. Ianuarie, în luna ianuarie se spune că se deschid cerurile. Oh, da. Ele s-au deschis deja în ajunul anului, în ajunul Crăciunului. Da? Uh-huh. În această perioadă, deci cam din 24 decembrie până prin 10 ianuarie, cerurile rămân deschise. Da? E și timp periculos, dar și timp fast. Bun. Periculos, da? De ce? Periculos pentru că întotdeauna deschiderile astea produc și amestecuri. Adică pot interfera nu numai forțele benefice între ele, ci și beneficul cu maleficul. Da, răul cu binele, cu binele, da? Da, da. Pot avea loc tot felul de acțiuni magice cu efect negativ, da? De aceea trebuie să folosim usturoiul, busuiocul ca elemente de apărare simbolică. Sunt o mulțime de tradiții. Da. Așa este. Da. Asta am început-o când? La 1 decembrie, când a trebuit să ungem pentru prima dată ușile și pragurile cu usturoi, nu? Ca să pătrundem în noul an, pentru că știm că la 1 decembrie anul nou dacic. E un rit foarte vechi și foarte important, cu noaptea Sfântului Andrei, cu noaptea strigoilor, noaptea lupului și așa mai departe. La Crăciun, iarăși am avut o perioadă din aceasta pregătită de Sfântul Nicolae, da? Pentru că știm că, de fapt, Moș Crăciun este o invenție
care l-a mutat puțin pe Moș Nicolae în această perioadă. Mai bine, nu? Să avem mai mulți moși. Mai bine, cu mai mulți moși decât cu mai puțini, nu? Iar Crăciunul Mic, că nu exista Anul Nou, ci Crăciunul Mic sau Spartul Crăciunului, da? Cea din 1 ianuarie, nu? A produs acea întoarcere a feței dinspre bătrân spre tânăr și primul sfânt tânăr este Sfânt Văsâi, nu? Sfântul Vasile, peste care am trecut deja, nu? Da, da. Așa este. Iar Sfântul Ion este deja cel care începe să pună lucrurile în ordine, da? Începe să spună, gata, le-am amestecat, de acum trebuie să începem să le separăm. Să ne echilibrăm, să intrăm în armonie. Sigur, și să muncim. Care lună, în opinia dumneavoastră, este mai interesantă, așa, din punct de vedere etnografic, etnologic, decembrie sau ianuarie? Decembrie. Decembrie. După mine, decembrie este o lună foarte puternică, pentru că orice naștere și renaștere e determinată de modul în care ai murit. Da? Omul tradițional nu se temea de moarte. Se pregătește omul modern, omul tradițional, da. Da. Știa că odată cu viața e și moartea. E și moartea. Da? Omul modern acceptă? Nu acceptă. Omul modern face din moarte un tragism total. E tragedia vieții lui. Da? Alții plâng la naștere și râd la moarte. Noi făceam dacii. Dacii din noi așa făceam. Da? Da. Dar omul modern trebuie să învețe un lucru. Și atunci cred că va începe să se reechilibreze. Că nu murim o singură dată. Noi murim de mai multe ori, da? Pentru că fiecare an nou pe care îl sărbătorim e o formă de moarte, nu? Naștere și moarte. Sigur, da. Noi trebuie să ne asumăm că am murit în anul cel vechi ca să ne naștem în anul cel nou, da? Dacă vrem să nu ducem după noi totul așa, să trăim tot răul după noi, trebuie să învățăm să murim iertând, uitând și așa mai departe, ca să trecem. De aceea oamenii din timpurile acelea tradiționale, la fiecare rit de an nou își dau mâinile și se împăcau uneori peste morminte, nu? De moșii care precedau aceste rituri de an nou, nu? Dacă învățăm că noi murim de mai multe ori și avem și șansa de a renaște de mai multe ori, atunci vom învăța să murim frumos. În satul românesc și astăzi auzi, a murit frumos, nu? Sau n-a murit frumos, da? A muri frumos înseamnă să asumi moartea ca pe ceva care îți dă dreptul la veșnicie și la trăirea sub semnul echilibrului, armoniei, bine. Ce vă doriți în 2024? În primul rând, sănătate, pentru că trebuie să respectăm sănătatea. Da? Și să lucrăm cu acest rost, în primul rând. Da? Să lucrăm pentru sănătatea noastră, nu doar fizică, ci și mentală, bineînțeles. Și spirituală. Și spirituală, da? Și îmi doresc ceea ce le doresc tuturor. Mult bine și spor în toate. Eu nu doresc nimănui neapărat fericire și alte, pentru că sunt lucruri abstracte. Binele și sporul sunt elementele care ne vor da șansa să ajungem în celălalt decembrie și să spunem, a avut rost anul acesta. Doamna Delia Suiogan, mulțumesc foarte frumos! Să vi se întoarcă binele, să li se întoarcă binele și telespectatorilor, să aveți un an bun, să aveți bine în casă, să vă deschideți inima spre cei dragi, să avem echilibru în ceea ce faceți, să vă puneți în inimă lucruri pe care puteți să le faceți
și cred că va fi bine să sperăm că începutul este bun și să sperăm că și finalul anului va fi la fel de bun, pentru că așa se întâmplă de fiecare dată. Ne dorim și mai bine, și mai mult, și mai frumos, și mai mult echilibru și armonie. Seară bună în continuare și un an bun pentru toată lumea!